La noapte cerul va fi mai mult noros și va ploa local în vest și sud-vest și pe arii restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat. Ușoare intensificări pe crestele montane, mai ales în masivele vestice, iar trecător și în Banat și Oltenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. În capitală cerul va avea înorări și vor fi condiții ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 12-15 grade. Mâine valorile termice diurne se vor situa în jurul celor calendaristice acestei date. Cerul va avea temporar înorări și va ploua local în vest și sud și pe arii restrânse în rest. Izolat se vor acumula cantități de apă ce pot depăși 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 25 de grade. În capitală cerul va avea înorări și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. La munte cerul va fi temporar noros și va ploua local ziua în Carpații Occidentali și în Carpații Meridionali, iar noaptea izolat și în Carpații Orientali. Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă ce vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, unele intensificări pe creste. Valorile termice nu vor avea variații semnificative față de intervalul anterior. La mare vremea va fi ușor mai caldă față de normele climatologice. Cerul va fi temporar noros și trecător va ploua posibil și sub formă de aversă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări. Temperaturile maxime vor fi de 20-21 de grade, iar cele minime de 15-16 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 17 și 19 grade.